În urma grevei de pe principalele aeroporturi din Germania, zborurile de marți 20 februarie de pe aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara spre și dinspre München au fost anulate. În urma grevei de pe principalele aeroporturi din Germania, zborurile de mâine 20 februarie de pe aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara spre și dinspre München sunt anulate. Pasagerii care urmau să călătorească mâine cu destinația München au fost informați din timp de către compania aeriană cu privire la anularea zborurilor, ceea ce înseamnă că nu vom înregistra o aglomerație a traficului în aeroport. Pentru a fi la curent cu eventualele modificări, pasagerii sunt rugați să consulte pagina oficială a companiei aeriene cu care urmează să călătorească. Orele zborurilor anulate cu plecare spre München sunt 5.30, 14.25, 18.05, orele zborurilor anulate cu sosire la Timișoara de la München 13.45, 17.25.